În 10 ianuarie, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că tânărul a încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis de judecătoria Jibou, privind păstrarea distanței de 200 de metri față de mama sa și locuința acesteia. În baza ordonanței de reținere emisă de polițiști în aceeași zi, cel în cauză a fost reținut și depus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj, iar sâmbătă a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Jibou în vederea luării unei măsuri preventive. Față de acesta a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție, faptă prevăzută de articolul 32 din legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.